În urma confirmării a trei cazuri pozitive la noul coronavirus, în rândul cadrelor didactice de la școala gimnazială Mircea Nedelciu din Fundulea, s-a luat decizia suspendării cursurilor pe o perioadă de 14 zile. Astfel, școala s-a închis în data de 21 septembrie anul curent, iar cursurile se vor derula online. În momentul de față, în județul Călăraș, sunt trei unități de învățământ cu personalitate juridică în scenariul roșu, în total cursurile fiind suspendate în 10 structuri aferente acestora.